Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou gameplay. În episodul de astăzi o să jucăm Starship Troopers Extermination, un joc lansat pe data de 17 mai 2023 de către Offworld. Acest joc face parte din seria de jocuri Starship. Pentru cei care sunteți pasionați și ați jucat și celelalte versiuni, Starship Troopers Extermination este un joc de acțiune competitiv online, science fiction, first person. Acest joc are recenzii foarte pozitive în număr de 25.800 pe Steam. Versiunea jocului o găsiți pe Epic Games și Steam, iar pe Steam joculețul costă 29 de euro. Despre joc, developerii ne spun următoarele. Starship Troopers Extermination este un shooter cooperativ la persoana întâi. Alăturați-vă în Deep Space Vanguard, o ramură de elită a forțelor speciale, a infanteriei mobile în lupta împotriva amenințării bugului și revendicați victoria umanității. În acest joc, doar pușca ta de asalt merită încredere, precum și instrumentele de asistență și colegii trupei Vanguard sunt tot ce te va ține în viață în timp ce explorezi suprafața ostilă a acestor planete urâte, aceste planete bug. Preluați și reconstruiți baze, construiți rafinării și finalizați o varietate de alte obiective secundare pentru a scăpa de amenințarea planetei bug. Hărțile masive, detaliate, cu mai multe zone unice, se adaugă în rejucabilitatea incredibilă, iar lupta bazată pe sute de inamici oferă pe ecran sentimentul de a participa la o luptă planetară copleșitoare. Alege între cele 6 clase diferite ce ți se potrivește cel mai bine stilului tău de joc și pentru a sprijini restul echipei. De la Ranger și Sniper, pregătit pentru asalt, până la Devastatorul Demolisher și Medicul, care salvează vieți. Deep Space Vanguard are loc pentru toate tipurile de jucători. Pe măsură ce progresezi, în fiecare clasă vei debloca noi arme, echipamente și avantaje, precum și opțiuni cosmetice care te ajută să arăți ca un adevărat războinic de elită. Nivelele tot mai mari de amenințare cu bug aduce inamici mai mari și mai periculoși, iar ca să supraviețuiești va trebui să te agăți de fiecare șansă pentru a supraviețui. Construiește ziduri, turnuri, stații de muniție și multe altele pentru a învinge pe bugs până când Flat poate veni să te extragă. Veți întâlni de altfel drone, războinici, gunneri, grenadieri cu plasmă și mulți alți nenorociți arahnizi din elita Tigerului. Ca și interfață joculețul arată cam așa, avem aici un play care se dezvoltă pe mai multe moduri. Și aici le deblocăm în funcție de levelul pe care îl facem în joc. Avem și un loadout în care îți poți seta diferitele arme pe care le deblochezi în funcție de nivelul pe care îl faci în joc. Ai 6 clase pe care poți să joci: Guardian, Demolisher, Sniper, Ranger, Engineer și Medic. Fiecare clasă are câte o abilitate proprie pe care trebuie să o folosești împreună cu echipa, fie că îți ajuți echipa, fie că vei da cover sau suport echipei. Avem și un profil aici unde veți putea vedea, odată cu evoluția pe care o faceți, rank-ul la care ați ajuns, precum și anumite insigne pe care le obțineți în funcție de ceea ce jucați. Și totodată avem și un status pe care îl puteți urmări la fel în funcție de modurile de joc pe care le jucați și în funcție de clasele pe care le jucați. Iar aici avem setările de bază, setările pe care le putem modifica de altfel pe tastatură în funcție de ceea ce dorim să jucăm. În partea de control, la partea grafică, diferite setări pe care le putem face în modul Windows Mode, fie că îl jucăm în modul Windows, în modul fereastră sau full screen. Setările de grafică pe care le putem pune în funcție de ce dorim să vedem aici, în funcție de cum vrem să se vadă acest joc. La gameplay vedeți că avem și un tutorial aici, dacă vreți să faceți tutorialul pentru a înțelege mai mult jocul, vă recomand să faceți și acest tutorial. Dar în continuare, haideți să vedem cum se mișcă joculețul. Gather data on the site. Our first priority is to secure a base of operations. You will exterminate any enemy threat from the area. Hire out. Good capture, Brimstone One. Next objective is now available. Rearm and move to the next objective location. Fire out. Orbital signal booster has...
Brimstone 1, this is Vulture 1. Payload is loaded up and en route. Stay clear of the drop zone. Payload is on the ground. Vulture 1 is returning to the Gurren. Attention! Elevated arachnid threat levels have been detected. Signal booster location verified. Move out and secure the booster. Heads up! Grenade! This is fire! I've dropped an ammo fabricator. Oh, thank you! You saved me just in a nick of time. Deployed another ammo fabricator. Area is secure. Good job. Good job, Brimstone 1. Reload and rearm before heading out. We are seeing a large amount of enemy activity in your AO. Base construction is a go. Move! Attention! Elevated arachnid threat levels have been detected. Whatever you do, don't stand in front. This grenade launch is gonna keep popping off. We are reading that the mobile headquarters is online and operating at full capacity. Stand by to receive the ARC. This is Vulture 1. I have a lock on your base location, inbound with the payload. Clear the drop zone. The base is under attack in the southern... We are seeing a large amount of enemy activity in your AO. Base construction is a go. Move! Payload has been delivered. Brimstone 1, have the ARC. Vulture 1, returning to base. What? Now hang on a second. I was nowhere near the landing zone. How did I get killed? Damn it! There goes my auto shotgun and SMG. Right, what a waste. Hey, Wu-Tan, let's get a turret in this bunker, eh?
seconds, 10 seconds until the arc is activated. Connection active with the arc. Ground wave from the arc stirred up some of the horde. Hostiles are en route to the arc now. Arc has been fired. Data from the seismic pulse looks good. Expect a horde inbound to your location. ETA, now. The base is under attack in the southern quadrant. Under attack in the northern quadrant. Arc is at 25% complete. At 75%. We're almost there, Brimstone One. Good job, troopers. We are reading the arc and completed its data collection. Prepare to pack up and extract. This is Vulture One. Evac is on the way. Move it to the LZ, troopers. Hustle up.